În ultimii ani, s-au publicat multe memorii care descriu viața deținuților politici în perioada dictaturii staliniste. Scriu intelectualii, ostașii, vechii bolșevici, muncitorii de la colhoz. Scriu despre viața lor în lagăre și în închisori, scriu despre judecăți. S-a scris de asemenea și despre milioanele de credincioși care s-au pierdut în aceste lagăre și închisori, ori au fost chinuiți inuman în judecăți, despre credincioșii care au pătimit și au murit deoarece nu au vrut să se lepede de Dumnezeu și despre credincioșii care au slăvit numele Lui, iar acela nu i-a părăsit. În anul 1941, într-unul din cele mai terifiante lagăre din Siberia, lagărul special de deținuți, a fost adus un tânăr condamnat la 20 de ani de detenție, un student care abia împlinise 23 de ani, pe care îl chema Alexie. Cu lipsa de experiență și cu voiciunea tinereții, a ajuns repede la neînțelegeri cu criminalii din lagăr. Până acum nu fusese niciodată în închisori sau lagăre și nu știa că dacă nu vrei să mori repede, trebuie să taci, să te retragi, să fii de acord. Hainele lui erau aproape noi, așa că deținuții au hotărât să-l dezbrace. Era un obicei vechi, jucau la cărți hainele noilor veniți. Cine câștiga, lua îmbrăcămintea. Orice rezistență sau împotrivire era egală cu moartea. Învingător a ieșit Ivan Carii, care s-a apropiat de tânăr și i-a zis cu răceală: „Prietenașule, scoate hăinuțele tale!” Așa a început drama. Alexie l-a privit ca pierdut. Vorbise serios? Era posibil să-i smulgă hainele și să-l lase gol? Cu o voce blândă și cuvinte ironice, Carii a încercat să-l convingă pe Alexie că este în avantajul lui să cedeze fără împotrivire. Și deodată, pe neașteptate, i-a dat prima lovitură. Alexie a încercat să se apere. Deja toți din baracă știau că este șters de pe lista celor vii. Va fi mare spectacol. Nimeni nu îndrăznea să se bage în mijloc, să spună un cuvânt, să oprească vărsarea de sânge. Era lege. Orice socoteli se încheie prin taci și nu te amesteca. Te-ai băgat, te vor ucide. Carii lovea neîntrerupt și tânărul era din ce în ce mai slăbit. Fața lui Alexie, care în zadar încerca să se apere, era plină de sânge. În jur se adunaseră mulți care priveau în tăcere. Deținuții, pentru a se distra, s-au împărțit în două grupe, dintre care una se făcea că îl susține pe tânărul student. În timpul când începuse macabrul spectacol, părintele Arsenie, un ieromonah rus, supraviețuitor al gulagului comunist, care a rămas în conștiința tuturor celor care l-au cunoscut, drept un sfânt al lagărelor comuniste, aranja lemnele lângă sobe, în cealaltă parte a barăcii. Așa că nu a văzut cum a început măcelul. Când a înțeles că se întâmplă ceva și s-a apropiat, l-a văzut pe Alexie căzut și plin de sânge, fiind ca o jucărie în mâinile de oțel ale sălbaticului Ivan Carii. Părintele nu a pierdut timpul. Fără să șovăie, liniștit, dar cu fermitate, a dat la o parte pe spectatorii adunați și a intrat în mijlocul încăierării. În fața ochilor uimiți ai tuturor, l-a prins strâns și hotărât pe Carii de mână, silindu-l să se oprească. Criminalul l-a privit pe părintele Arsenie cu mirare. Cum a îndrăznit părintele? Și nu și-a putut abține un rânjet de sălbatică bucurie. De la început i-a stat în gât acest scârbos bătrânel. L-ar fi aranjat de mult timp dacă nu i-ar fi fost frică de ceilalți. Acum însă nu se va împotrivi nimeni. El a fost cel care l-a provocat și în acord cu legea trebuie să plătească. „Ei, așadar, părinte, a venit ceasul tău, sfârșitul tău. Prima dată îl voi ucide pe tânăr și după aceea pe tine.” Toți stăteau încremeniți. Cine să intervină? Vor sări asupra lui și îl vor face bucăți ca pe un călcător al legii.
care i-a scos cuțitul și s-a aruncat asupra lui Alexie. Fulgerător, cu o uimitoare mișcare îndemânatică, mâna blândului și răbdătorului părinte Arsenie a căzut grea și necruțătoare peste încheietura mâinii lui Carii. Lovitura a fost atât de puternică și îndemânatică, încât mâna înarmată a slăbit și cuțitul a căzut pe podea. Părintele Arsenie a dat cu piciorul cuțitul, aruncându-l departe, și în același timp l-a îmbrâncit cu putere pe Carii. Criminalul și-a pierdut echilibrul și a căzut. S-a lovit cu capul de colțul unui pat și a urlat de durere. Deținuții care asistau la bătaie au început să râdă. Părintele Arsenie, apropiindu-se de Alexie, i-a zis: "Ridică-te, Alioșa, spală-te, nu te va mai supăra nimeni." Și ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, s-a dus la treaba lui. Carii s-a ridicat încet. Toți erau tăcuți. Voinicul care fusese umilit își pierduse orice influență asupra tovarășilor lui. Cineva a împrăștiat cu piciorul sângele ce se afla pe podea și a ridicat cuțitul. Fața lui Alexie era vânătă, urechea dreaptă ruptă, un ochi închis și celălalt roșu. O frică de moarte plutea acum în baracă. Părintele și studentul cu siguranță nu vor mai trăi mult timp. Îi vor ucide prietenii lui Carii. Straniu și neașteptat, lucrurile s-au desfășurat diferit. Cu generozitatea lui, părintele Arsenie a câștigat stima și admirația criminalilor. Până atunci, cunoscuseră bunătatea și iubirea lui de oameni. Acum i-au cunoscut curajul și bărbăția, îndrăzneala și puterea lui. Toate aceste însușiri ale persoanei sale au impresionat. În părinte, vedeau acum un om neobișnuit, un om cu adevărat mare. Carii s-a retras la patul lui și a început să le șoptească ceva tovarășilor săi. Aceștia îl ascultau însă aproape cu indiferență. Dacă nu l-au sprijinit în timpul încăierării, nu-l vor sprijini niciodată. În seara următoare, după ce deținuții s-au întors în baracă, cu puțin timp înainte de a se închide ușile, au năvălit înăuntru comandantul cu câțiva supraveghetori. "Ridicați-vă și așezați-vă în rând!" a strigat acesta ieșit din fire. Au sărit toți în picioare și s-au așezat în rând în fața paturilor. Inspectându-i, șeful a ajuns la părintele Arsenie. L-a apucat și a început să-l lovească cu sălbăticie. În același timp, supraveghetorii l-au scos din rând pe Alexie. "Pentru încălcarea legii și pentru tulburarea ordinii, vor fi duși la carcera N1, unde vor rămâne timp de 48 de ore, fără mâncare și fără apă." Pedeapsa anunțată a căzut ca trăsnetul în baracă. Toți au înțeles, Carii îi vânduse. Aceasta, pentru deținuți și desigur pentru cei condamnați penal, era cea mai josnică, cea mai dezgustătoare faptă. Carcera N1 era o căsuță aproape de partea centrală a lagărului, având camere foarte mici, încăpând unul sau doi oameni. Pereții erau acoperiți cu foi de tablă, la fel și podeaua și tavanul. Acolo, de obicei, închideau pentru 24 de ore pe cei care cădeau în oarecare greșeală, cu o condiție: temperatura să nu fie mai joasă de minus 5 grade. Și în această situație, reușeau să trăiască numai cei care săreau pe loc în tot timpul celor 24 de ore. Dar acum temperatura era de minus 30 de grade și îi trimiteau acolo pe părintele Arsenie și pe Alexie pentru 48 de ore. Toți au înțeles. În cel mult 2 ore vor muri de frig. Doi deținuți au ieșit în față și au încercat să protesteze. "Domnule comandant, pe acest timp îi trimiteți la N1? Vor îngheța, vor muri." Imediat, supraveghetorii au sărit pe ei. Cu pumni și cu lovituri de picioare, i-au forțat să tacă.
Ivan Carii își băgase rușinat capul între umeri. Se căia pentru fapta lui. Simțea o strânsoare de moarte în jurul lui. Nu mai avea loc în baracă. Nu mai avea loc în viață. Însuși ai lui îl vor scoate cât de curând din joc. Părintele Arsenie și Alexie au fost duși la carceră. I-au împins cu putere înăuntru. Au căzut amândoi ca sacii pe podea. Părintele Arsenie și Alexie au rămas singuri în întuneric. Puțina lumină de la lună, care pătrundea înăuntru, printr-o mică ferăstruică cu gratii, abia le permitea să-și vadă siluetele. Părintele Arsenie s-a ridicat încet. Uite, Alexie, cum Domnul ne-a adus aici să rămânem singuri, numai noi doi. E frig, e frig tare, Alexie. Vom îngheța, părinte Arsenie, vom îngheța, ne așteaptă moartea. Trebuie să sărim, să sărim tot timpul, dar nu am putere și este atât de strâmt aici, ne așteaptă moartea, părinte. Aceștia nu sunt oameni, părinte Arsenie, oamenii nu fac astfel de lucruri. Mai bună este moartea prin împușcare. Părintele Arsenie tăcea. De ce nu vorbiți, părinte Arsenie? Alexie aproape striga. Răspunsul s-a auzit ca și cum ar fi venit de departe, foarte departe. Mă rog, Alexie. Pentru care lucru să ne rugăm când suntem aproape înghețați? Pentru 48 de ore nu ne deranjează nimeni. Ne vom ruga așadar, Alioșa. Vom putea să vorbim cu Dumnezeu liberi, nestingheriți, cu voce tare, pentru prima dată și poate pentru singura dată în acest lagăr. Să nu pierdem ocazia, să ne rugăm și știe El Dumnezeu. Alexie credea că părintele Arsenie a început să-și piardă rațiunea. Aceasta era singura explicație pe care putea să-și o dea. Îl vedea la lumina slabă a lunii, care se strecura prin ferăstruică, cum stătea în picioare, se însemna neîncetat cu semnul crucii și șoptea ceva. Deodată a auzit limpede cuvintele rugăciunii pe care le spunea cu voce tare părintele Arsenie. Ceva a tresărit în el. La biserică fusese numai o singură dată în viața lui și atunci din curiozitate. A fost botezat de bunica lui, dar în familia sa toți erau atei, total indiferenți față de credință. El însuși era ateu. Ce relații putea să aibă cu credința? Având dureri, fiind înțepenit și cuprins de groaza și frica morții apropiate, Alexie a auzit: Domnul meu și Dumnezeul meu, miluiește-ne pe noi păcătoșii! Prea bunule și mult milostive Iisuse, nemărginita ta dragoste pentru noi te-a coborât din ceruri. Ai venit pe pământ și te-ai întrupat ca să ne mântuiești. Izbăvește-ne și pe noi acum, după mare mila ta, din această moarte crudă. Ajută-ne nouă, tu care ești creatorul și binefăcătorul și mântuitorul nostru. Fiecare cuvânt pe care îl scotea părintele Arsenie din gura lui era plin de dragoste, de nădejde și de neclintită credință în Dumnezeu. La început, Alexie nu putea să înțeleagă toate câte le auzea. Cuvintele rugăciunii îi erau necunoscute și pentru aceasta le găsea străine, greu de înțeles. Dar cu cât trecea timpul și trupul îi îngheța, cu atât mai mult înțelegea însemnătatea cuvintelor și frazelor. În sufletul lui s-a așezat o liniște dulce, frica a dispărut. Inima lui urmărea ca magnetizată cuvintele rugăciunii părintelui Arsenie, chiar și acelea pe care nu le înțelegea prea bine. Doamne Iisuse Hristoase, Tu cu preacuratele Tale buze ne-ai spus: dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Alexie a repetat cuvintele: se va da lor de către Tatăl care este în ceruri,
că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Tot trupul lui era aproape înghețat. Și deodată, într-o clipă, numai într-o singură clipă, toate s-au schimbat. Întunericul, frigul, amorțeala, durerile, frica, toate au dispărut. Locul s-a umplut cu vocea părintelui Arsenie. Acolo sunt și eu în mijlocul lor. Cine altul ar fi putut să fie acolo în mijlocul lor? Cine? Alexie s-a întors spre părintele Arsenie și nu-și putea crede ochilor ceea ce vedea. Am înnebunit? Am halucinații? Mi-a venit sfârșitul? Mor! S-a gândit în sine. Camera devenise spațioasă și luminoasă, foarte luminoasă, ca o biserică. Părintele Arsenie era îmbrăcat cu un strălucitor veșmânt preoțesc și se ruga cu voce tare, cu mâinile înălțate. Cuvintele lui erau fără întrerupere, clare și familiare lui Alexie. Pătrundeau în sufletul lui, alungând agonia și suferința. Dar uite, într-adevăr, cineva era acolo lângă el. Nu îl vedea, însă simțea acolo prezența lui. Și alți doi tineri, plini de lumină, cu veșminte ca fulgerul, stăteau de-a dreapta și de-a stânga părintelui Arsenie. De unde au apărut? Rugăciunea l-a fascinat pe Alexie, l-a umplut de viață. S-a ridicat și s-a dus lângă părintele Arsenie. Trupul i se încălzise, respirația a devenit ușoară. O bucurie de nedescris i-a cuprins inima. Se ruga părintele Arsenie, se ruga și Alexie împreună cu el, simțind prezența lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu era acolo, viu, împreună cu ei. Îl vedea cu ochii sufletului său, precum a văzut și pe cei doi trimiși ai lui. Odată sau de două ori, i-a venit în gând că atât el cât și părintele Arsenie muriseră sau delirau. Toate însă îi arătau că trăia realitatea. Cât timp a trecut așa, nu putea să aprecieze. După câteva clipe, părintele Arsenie s-a întors și i-a zis: „Du-te, Alioșa, ai obosit, du-te să te întinzi puțin. Eu mă voi ruga și tu mă vei asculta.” Alexie s-a întins pe podea, a închis ochii și a continuat să se roage. Ca o prea frumoasă melodie răsunau în inima lui dumnezeieștile cuvinte: „Adunați în numele meu.” Era liniștit, încălzit, mulțumit. Deodată a apărut de undeva maica lui. A venit lângă el și l-a mângâiat cu multă căldură, așa cum făcea întotdeauna până anul trecut când l-au arestat. Apoi a prins capul lui în mâinile ei și l-a strâns la piept. A vrut să-i zică: „Mamă, auzi cum se roagă părintele Arsenie? L-am cunoscut pe Dumnezeu, mamă, așa cred.” Și deodată parcă a auzit: „Alioșa, când te-au luat, l-am găsit și eu pe Dumnezeu. El mi-a dat curajul să trăiesc.” Acum Alexie nu mai cerea nimic de la Dumnezeu, numai îl slăvea și îi mulțumea. Cât au ținut toate acestea, nu știa. În mintea lui nu au rămas decât cuvintele rugăciunii, căldura dulce, lumina abundentă, părintele Arsenie îmbrăcat strălucitor, cei doi tineri luminoși și simțirea neexprimatei bucurii interioare. Se auziră voci, apoi lovituri. Au scos bara. Alexie a deschis ochii. Părintele Arsenie se ruga încă. Cei doi tineri l-au binecuvântat și au dispărut. Lumina încet încet s-a micșorat și locul s-a îngustat. Se găseau din nou în întuneric și în camera înghețată. „Ridică-te, Alexie, au venit.” Era comandantul, doctorul, șeful cu ordinea, șeful secției speciale, majorul Ambrosimov și doi, trei supraveghetori. S-a deosebit oarecare voce din spatele ușii.
Aceasta este inadmisibil. Există pericolul să se afle la Moscova. Cine știe cum o vor vedea? Timpurile noastre nu permit cadavre înghețate. Ușa s-a deschis și a apărut comandantul, care a întrebat: Trăiți? În tonul lui era uimire și nedumerire. Vedea în fața lui, în picioare, pe bătrânul cu barbă scurtă și cu geaca bufantă și pe tânărul cu hainele sfâșiate și fața rănită. Pe buzele lor flutura un zâmbet ușor. Înfățișarea lor era liniștită. Un strat de brumă acoperea hainele lor. Trăiți? Cum ați supraviețuit aici timp de 48 de ore? Suntem vii, a zis simplu părintele Arsenie, fără să dea vreo explicație. Ceilalți se priveau între ei fără glas. Era de necrezut. Ieșiți în liniște, a ordonat comandantul. Afară, a strigat un supraveghetor. Părintele Arsenie și Alexie au ieșit afară. Supraveghetorii și-au scos mănușile și au început să caute cu atenție fiecare bucățică a camerei. Doctorul a trecut și el mâna lui peste hainele celor doi deținuți. De neexplicat, cum au supraviețuit? Sunt cu adevărat calzi. A intrat în cameră și a studiat-o cu atenție. Cu ce v-ați încălzit? A întrebat când a ieșit. Cu credința în Dumnezeu și cu rugăciune, a răspuns părintele Arsenie. Fanaticilor, a țipat nervos un supraveghetor. Repede la baracă! Ca înviați din morți i-au primit cei din baracă. Cum ați scăpat? I-au întrebat toți. Dumnezeu ne-a scăpat, au răspuns amândoi într-un glas. După o săptămână, l-au mutat pe Ivan Cari în altă baracă. Și după altă săptămână, în timp ce lucra, a fost strivit de pietre și de pământ. A murit în chinuri. S-a zvonit că l-au aranjat tovarășii lui, dar nu exista nicio dovadă pentru aceasta. Alexie, după carceră, a devenit alt om. S-a născut din nou. Îl avea pe părintele Arsenie ca pe un părinte și sfătuitor, ca pe un povățuitor și sprijinitor. Și cu toți deținuții din baracă vorbea numai despre Dumnezeu și despre credința ortodoxă, iar în rest nimic altceva.